Pentru unii dintre noi, ideea de universuri paralele ne trezește cele mai nebunești vise. Dacă există alte universuri în care anumite evenimente au avut rezultate diferite, în care o singură decizie crucială a luat o altă direcție, poate că particule, câmpuri sau chiar oameni ar putea fi transportați dintr-un univers în altul, permițându-ne să trăim într-un univers care este mai bun din anumite puncte de vedere decât al nostru. Aceste idei au un punct de sprijin nu numai în science fiction, ci și în fizica teoretică. De la infinitatea de rezultate posibile din mecanica cuantică până la ideile legate de multivers. Dar au aceste idei vreo legătură cu realitatea observabilă, măsurabilă? Recent a apărut o afirmație care susține că am găsit dovezi pentru universuri paralele de la ANITA, prescurtarea de la Antarctic Impulsive Transient Antenna, o antenă care cercetează semnale din Antarctica. Dar care este treaba cu aceste semnale ciudate și reprezintă ele dovezi ale universurilor paralele? Hai să aflăm! Universuri paralele. Experimentul ANITA chiar a găsit dovezi pentru particule de raze cosmice în Antarctica, care sunt destul de greu de explicat folosind doar fizica convențională. Dar posibilitatea de a sări la cea mai fantastică, mai exagerată și mai revoluționară explicație, cea a universurilor paralele, nu stă tocmai în picioare. Din punct de vedere al fizicii, universurile paralele sunt una dintre acele idei intrigante care ne captivează imaginația și ne obligă să luăm în considerare existența lor, dar în același timp este o idee foarte greu de testat. Universurile paralele au apărut pentru prima dată în contextul fizicii cuantice, care este renumită pentru faptul că are rezultate imprevizibile, chiar dacă știi tot ce este posibil despre modul în care ți-ai configurat sistemul. Dacă iei un singur electron și îl tragi printr-o fantă dublă, poți cunoaște doar probabilitățile în care va ajunge, dar nu poți prezice exact unde va apărea. O idee remarcabilă, cunoscută sub numele de interpretarea cu multe lumi a mecanicii cuantice, postulează că toate rezultatele care pot avea loc se întâmplă de fapt, dar numai un singur rezultat se poate întâmpla în fiecare univers. Este nevoie de un număr infinit de universuri paralele pentru a lua în considerare toate posibilitățile. Dar această interpretare este la fel de valabilă ca oricare alta. Nu există experimente sau observații care să o excludă. Un al doilea loc în care universurile paralele apar în fizică este reprezentat de ideea de multivers. Universul nostru observabil a început în urmă cu 13,8 miliarde de ani, cu Big Bang-ul fierbinte, dar Big Bang-ul în sine nu a fost chiar începutul. O fază foarte diferită a universului a avut loc anterior pentru a pregăti și a da naștere la Big Bang, inflația cosmologică. Când și unde se termină inflația, are loc un Big Bang. Dar inflația nu se termină peste tot în același timp, iar locurile în care inflația nu se termină continuă să se umfle, dând naștere la mai mult spațiu și la mai multe Big Bang-uri potențiale. De fapt, odată ce începe inflația, este practic imposibil să se oprească de la a produce în permanență, cel puțin undeva. Pe măsură ce trece timpul, se produc mai multe Big Bang-uri, toate deconectate unele de altele, dând naștere unui număr nenumărat de universuri independente, un multivers. Marea problemă a acestor două idei este că nu există nicio modalitate de a testa sau de a experimenta predicția acestor universuri paralele. La urma urmei, dacă suntem blocați în propriul nostru univers, cum putem spera să accesăm un alt univers? Avem propriile noastre legi ale fizicii, dar acestea sunt însoțite de o serie întreagă de cantități care sunt întotdeauna conservate. Particulele nu apar, dispar sau se transformă pur și simplu. Ele pot interacționa doar cu alte elemente de materie și energie, iar rezultatele acestor interacțiuni sunt guvernate în mod similar de legile fizicii.
În toate experimentele pe care le-am efectuat vreodată, în toate observațiile pe care le-am înregistrat, nu am descoperit încă nicio interacțiune care să necesite existența a ceva dincolo de universul nostru izolat pentru a fi explicată. Experimentul Anita. Dar experimentul Anita din Antarctica i-a făcut pe mulți să creadă că am descoperit în sfârșit dovezi ale existenței unor universuri paralele. Dacă acest lucru ar fi adevărat, ar fi absolut revoluționar. Este o afirmație grandioasă care ne-ar arăta că universul, așa cum îl concepem în prezent, este inadecvat și că există mult mai multe lucruri de învățat și de descoperit decât am crezut vreodată că este posibil. Nu numai că aceste alte universuri ar fi acolo, dar și materia și energia din ele ar avea capacitatea de a trece dincolo și de a interacționa cu materia și energia din propriul nostru univers. Deci, care a fost dovada remarcabilă care demonstrează existența unui univers paralel? Ce observație sau măsurare a fost făcută care ne-a adus la această concluzie remarcabilă și neașteptată? Experimentul Anita, un experiment purtat de un balon care este sensibil la undele radio, a detectat unde radio cu un set special de energii și direcții provenind de sub gheața din Antarctica. Acest lucru este bun. Este ceea ce experimentul a fost proiectat să facă. Atât în teorie cât și în practică avem tot felul de particule cosmice care călătoresc prin spațiu, inclusiv fantomaticul neutrino. În timp ce mulți dintre neutrinii care trec prin noi provin de la Soare, de la stele sau de la Big Bang, unii dintre ei provin din surse astrofizice colosal de energetice, cum ar fi pulsarii, găurile negre, supernovele sau chiar obiecte misterioase, neidentificate. Acești neutrini au de asemenea o varietate de energii, cei mai energetici fiind în mod nesurprinzător cei mai rari și, pentru mulți fizicieni, cei mai interesanți. Neutrinii sunt în mare parte invizibili pentru materia normală. Cu toate acestea, majoritatea neutrinilor de mare energie pe care îi vedem nu sunt produși de la mare distanță, ci sunt produși atunci când alte particule cosmice, de asemenea de energie extrem de mari, lovesc atmosfera superioară, provocând cascade de particule care, de asemenea, dau naștere la neutrini. Unii dintre acești neutrini vor trece aproape complet prin Pământ, interacționând doar cu ultimele straturi ale scoarței terestre sau cu gheața, unde pot produce un semnal la care detectoarele noastre sunt sensibile. Evenimentele rare pe care Anita le-a observat au fost în concordanță cu un neutrino care urcă prin Pământ și produce unde radio, dar la energii care ar trebui să fie atât de mari încât trecerea prin Pământ fără inhibiții nu ar trebui să fie posibilă. Așadar, acum trebuie să ne punem ochelarii de scepticism și să punem câteva întrebări importante cu privire la cât de în serios ar trebui să luăm aceste observații. Câte astfel de evenimente au fost observate? Au fost detectate în total 3 astfel de evenimente, doar 3. Au trecut prin Pământ? Nu, primele 2 semnale ar fi putut fi neutrini total normali care au trecut prin aer, unul dintre cele 3 tipuri de neutrini cunoscute, în loc de neutrini care au trecut prin întregul Pământ. Cel de-al treilea ar fi putut fi doar o parte din fondul experimental. Avem o confirmare din partea Ice Cube, celălalt detector de neutrini mai mare din Antarctica. Aceasta ar fi întrebarea critică, deoarece un experiment mai sensibil ar fi trebuit să vadă un semnal și mai convingător decât Anita. După cum se pare, existența lui Ice Cube reprezintă o dovadă extraordinară care infirmă ideea că acești neutrini au venit prin Pământ. Dacă neutrinii de înaltă energie trec în mod regulat prin Pământ și prin gheața Antarcticii, Ice Cube ar fi văzut în mod cert un semnal și în mod neechivoc nu a văzut nimic. Din punct de vedere științific, acest lucru înseamnă că Anita a văzut semnale radio pe care nu le-a putut explica, ipoteza principală fiind că neutrinii de înaltă energie călătoresc în sus prin Pământ, iar această ipoteză a fost infirmată de observațiile Ice Cube.
învățându-ne că nu există o sursă astrofizică care să creeze particule pe care Anita le vede indirect. Așadar, unde intervin în toate acestea universurile paralele? Pentru că existau doar 3 explicații pentru ceea ce a văzut Anita. De fapt, în aprilie 2020, fizicianul Jan Shoemaker a venit cu o explicație spectaculoasă, dar banală pentru ce a văzut Anita. Razele cosmice de energie ultra-înaltă ar fi putut pur și simplu să se reflecte pe anumite tipuri de gheață de la sau de lângă suprafața Antarcticii, creând iluzia că aceste particule au călătorit prin Pământ din perspectiva Anita. Nu uita, în știință trebuie să excludem întotdeauna toate explicațiile convenționale care nu implică o nouă fizică înainte de a recurge la o explicație care să schimbe jocul. În ultimul deceniu au fost făcute o serie de afirmații remarcabile care s-au dezintegrat în urma unor investigații suplimentare. Concluzie. Astfel, există aici o poveste remarcabilă care ține de știința coerentă. Un experiment mult mai bun, Ice Cube l-a urmărit și a exclus interpretarea principală a experimentului Anita. Deocamdată, pe baza dovezilor științifice de care dispunem, universurile paralele vor trebui să rămână un vis limitat exclusiv la domeniul speculațiilor și al science fiction-ului. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.